Ortacii din Valea Jului au renunțat la grevă după ce vinerea a fost cea de-a cincea zi în care au protestat. O delegație de la compania Huile s-a întâlnit la București cu ministrul economiei și cu premierul și a obținut tichete valorice în cuantumul sporului de pericol. Consiliul de administrație al companiei naționale a Huile s-a întrunit sâmbătă la Petroșani și l-a mandatat pe directorul general Constantin Jujan să semneze documentele necesare în conformitate cu hotărârea luată vineri la București după negocierile cu reprezentanții Ministerului Economiei. Potrivit liderilor de sindicat, pentru luna februarie minerii vor primi tichete cadou ca în valoare de 300 de lei, iar din luna martie de câte 200 de lei până în luna iunie. După această dată, Compania Națională a Huilei va intra în complexul energetic, se va împărți în două, iar minele viabile vor avea un alt buget. Greva care a durat 5 zile pentru că minerii au intrat în șut abia la schimbul 4 vineri le-a adus celor din compania Huilei pierderi de peste 2 milioane de euro în condițiile în care producția de Huile este de aproape 2000 de tone zilnic. Reprezentanții minerilor spun că zilele în care nu s-a lucrat vor fi recuperate și la fel și producția pierdută. Asta deoarece la sfârșitul săptămânii trecute cele două termocentrale, Mintia și Paroșeni, au lucrat cu stoc minim de cărbune.